Bună dimineața, prieteni, pentru că este dimineața și este duminică. În primul rând am zis și o să vă vorbesc câteva vorbe, că na, ieri n-am mai postat eu pe contul meu, că vă dați seama cum am fost după ce am venit acasă, am mai încercat și o să mai adun din lucruri, din crătiți, din care erau multe pe aici în șirate, am mai adunat și lumina, dar cu copiii știți că nu prea poate să facă față. Am mai dus să le bag în beci, am mai adunat la ele în camera așa în mare, dar când o să am timp mai mult, o să-i fac curat ca lumea. Să-i adun calculatoarele, tot, geamantanurile, tot, ca să-i le ascund undeva până vine el. Dar sper ca Dumnezeu nu o să-l țină atât de mult și o să vină acasă. Așa sper. Am vrut să vă vorbesc și eu puțin, că vreau să merg la biserică, să apuc așa din toate câte puțin. Mai mă rog și eu puțin ca să ne dea Dumnezeu putere să mergem mai departe, să putem să ținem, că e greu. E greu că ne gândim acum în multe lucruri care sunt multe, multe de făcut și noi zicem că na, că nu avem putere, suntem supărați. Ieri am cumpărat și eu la copii să niște carne să le fac, le-am fript de două, trei ori din ea, nu am mâncat, alin cursul deloc. Lipsă bine varfurii pe aici, pe de la noi am mâncat. Nu vine să pun gratis să avem fost să fac ciorbe ori, pentru că făcea patroana. Când vineam dimineața să-mi iau cafeaua, o găseam aici în bucătărie, fierbeau ala deja, pe agaz. Și nu vine să fac mâncare. Nu vine. Sunt multe lucruri care trebuie să-mi le fac acasă să le pun la bun, pentru că e dezastru, într-adevăr, totul trebuie să pun la bun, să le par ușile, tot care s-a pus chis de termopan, să cumpăr ea de să fac. Dar deocamdată nu e timp, pentru că nu pot să-l las nici pe el, nici pe ursul să umple singuri. Vă dați seama că nu am răbdare să fac nimic. Să ne mai calmăm puțin, să vedem dacă îi scoatem de acolo de la carantină când se termină izolarea, să-i stabilim, să le băgăm ce le trebuie, altceva să le ducem. Mai târziu noi plecăm iar acolo. Încercăm să băgăm pachetul lui Sică, pentru că Sică nu are pachet. Pachetul este la noi în mașină, mâncarea este la copilul lui. La noi sunt hainele, agenda, numerele, tot. El a vorbit cu mine de la Leo, că este cu el împreună. Și încercăm să băgăm lui Sică cum ar fi pachetul tot, la poma, tot ce are el haine și să băgăm și mâncare acum. Când o fi după aceea, când urma al pachet, băgăm la Leu. Dar acum vrem să-i băgăm lusică. Au cerut papuci, că nu știu, le-am pus papuci noi atunci, dar bineînțeles că Leu, că Sică e tot bagaj aici. Papuci lui nu știu ce a apucat de a luat la el atunci. A rămas la turnul Severin, la penitenciar și el stă încălțat acum numai în Adidas. Prieteni, vă mulțumim mult, mult, mult de tot pentru tot ce faceți pentru noi, pentru toate mesajele voastre, că le citesc cât de târziu, că nu mai dorm. Și îmi dați putere, îmi dați curaj să putem să trecem peste orice. Și după cum am umblat, mai așa, mai dezbrăcată, mai fără ciorap, când am plecat de aici de la Strehaia, n-aveam ciorap în picioare, am stat la Severin la arest acolo, până i-a luat să-i ducă, a ajuns la 5 dimineața la București, la Jalu. Am răcit, era un frig, am răcit. Fac ce fac, am mai stat, am mai luat paracetamol, am mai, ce să zic, era și normal să răcesc. După aceea mi-a adus de acasă, mi-au trimis și mie haina și haine de schimb. La București mi s-au trimis hainele, nu le-am la mine nimic. Am făcut ce am putut acasă, în mare. Că nu pot să le fac acum, nu am putere. De fapt, sunt așa, tot sunt în șocul acesta, care nu îmi iasă șocul ăsta din cap. Nu este ușor, gata, hai să uiți că sunt bine acolo, ei zic că sunt bine, că au mâncare, că au tot ce le trebuie. Dar e treaba, prieteni, că patroana nu știe nimic de ea. Până luni, marți, când îi se face cardul, să vorbim și cu ea. Nu știm absolut nimic de patroana, n-am sunat. Am apucat aseară, cât de târziu, erau niște roșii de la patroana, care a cumpărat sărăiei, ardei,
morcovi, erau într-o ligheană, rămăsa săracia și deja a început să răsă să strige. Le-am curățat, le-am desfăcut și le-am băgat în lea de împunși. Erau cumpărate de ea. Eu în niciun caz, cred că nu mai fac nici umbrături, că ea făcea umbrături, ea punea varza. Într-adevăr că le făceam, dar ea s-o umora să facem. Nu mai trebuie să cumpăr nici struguri vin, pentru cine? Avem o boltă acolo în față, nu cred că apuc să o adun. Și cam ce făceam eu din bolta aceea, eu foarte puțin, câteva găleți. Nu știu, prieteni, nu știu, e ceva de groază, este ceva foarte rău. Parcă nu mai e nimic. Totul ce fac, spăl vase, ălea, mai ulea. Zăpăcită, nu-mi pasă de nimic, nu. Nu mai îngumine nimic, ne vine o răime așa, și copiii mici, suntem agitați. Nici nu putem măcar să voi vorbim așa, să comunicăm, parcă ne vine așa tot timpul să ne retragem fiecare să ne gândim singuri. Să stăm ca să, nu știu, ca să avem timp să ne gândim. Preferim acum, mai ales eu, liniștea și să stau ca să gândesc chiar. Să gândesc ce? Tot prin ce am trecut acum, că nu știu cât e, 2-3 zile. Așa a zis și lumina la patrona în cameră, tot așa n-au timp să-i facă curatul, dar așa să-i închidă în cameră acolo lucrurile ei, gerțile ei, ce are pe acolo. Și ea că mi-a plicat, a zis să luăm alte, pentru că s-au pierdut cheile și de la etaj și de la toată casa. Să luăm alte iale, să-i punem cheile la toate ușile ca să... Am zis să n-aibă ea grijă de aia acum, de ușă, mă interesează atunci. Atunci când a apucat să-mi lase telefonul. După aceea am lăsat telefonul la lumina ca să-i mai facă și ei lumina, că vedeți că eu trebuie să fac și la mine, trebuie să-i fac și lui Leu. Că Ali nu poate să facă, nu să ține. Și am zis, hai să-i facem, dacă el cere să facă, să-i facem filmare, fac. I-am zis aseară, vorbește și tu, că eu am vorbit, fă și tu filmare, vorbește. Nu-i vine să vorbească pe contul lui și... Trebuie să-i facem, că ne zice. Ne zice să-i facem și lui, să nu-i cadă contul. Să-i rămână contul tot așa până când vine el. Și patrona tot la fel, am zis să nu-i lăsăm contul pentru că s-o omora mult de tot, ne certam tot timpul pe filmări, pe vizualizări, să-i certăm că facem. Ne certam pe bucătărie, măcar și scandalul. Să filma singură, vorbea de noi, ne bârfea. Filma prin spatele că și nu mai contează nimic, acum nu mai contează chiar nimic, nici o supărare, nimic, pentru că eu nu am suferit numai acum, prieteni după el și am suferit multe, multe și nu vreau să mai plâng. Am suferit foarte mult, deci când am fost la pe la spitale, tot la fel, tot la fel am fost alături. Din toate spitalele, și la București, și la Timișoara, că i s-a pus la... când a avut probleme cu inimă. Și la București, când a făcut atac cerebral, tot la fel, când era dat... tot așa cu problema aia cu ursul, când s-a îmbolnăvit. Am tras multe și tot timpul m-am mirat că... cum am putut să stau în picioare, cum am putut să fac față. Am fost așa, prin... perioade numai grele, grele, nu numai că am avut că am fost singură, am perioade așa de necazuri, multe, nu mai contează ce am tras eu, că am stat singură, că am avut probleme, că el n-a stat cu mine, nu mai contează. Acum zic de necazurile care le-am avut toate aici. Și nu am putut să evit acele lucruri, acele necazuri niciodată. În niciun caz, pentru că am fost alături tot aici. Dacă eram plecată, plecam, mă măritam, să zicem așa, într-un fel, cer scuze de la voi. Poate că nu mai sufeream atâta, dar eu dacă am fost aici prezent, am fost tot timpul împreună, în aceeași casă, în aceeași curte, eu nu pot să fac diferența asta, pentru că sunt o familie, mă simt. Dacă nu i-am părăsit, nu le-am lăsat niciun pic, tot aceeași familie suntem. Și n-am cum să evit să nu supăr, să nu, pentru că tot greul la noi, chiar că ne ajută și cum nata mea și cine mai sunt neamurile, dar noi tragem tot greul. Mi-am luat așa o răspundere, am zis că ajut tot ce facem, punem toți, să le ținem cu pachete, cu tot ce le trebuie, cu bani pe telefoane să vorbească. Și am zis și de fratele meu, că chiar dacă l-ajută copiii lui și fratele meu Boco și Silvia, s-au împăcat prieteni, când trebuia sică să ducă și la are să se pregea, că noi deja eram la Severin cu ceilalți, s-au dus. I-au luat și ei mâncare, dar mâncarea n-am putut să o băgăm. Mâncarea este tot un vid, nu se strică, vidată.
că s-au împăcat, i-au dat bani, au plâns. Și Silvia și Bob, când au auzit, n-am mai ținut cont de nicio supărare, vă dați seama, în perioade acestea nu mai țin cont de scandal sau ceva, nimic. Pentru că el-s totul. Pentru că contează libertatea omului cel mai mult, libertatea contează. Să fii liber, să n-ai niciun stres. Am zis vorbele astea și când la mine pe blog, când eram cu procesul. Să fiu omul liber, să stea liniștit, să doarmă liniștit noaptea și să mănâncă și ceapă cu șuncă, cu jumeri, orice, nu mai contează. Nu mai contează nici banii, prieteni, multe ori. Bineînțeles că nu putem să trăim fără bani, că dacă nu erau bani, nu puteam să facem acele drumuri, să umblăm, să facem. Dar contează libertatea. Numai să nu ajungă nimeni, nici dușmanii să nu ajungă pe mâna poliției și la arest. Pentru că acolo devin stăpâni, nu mai e dreptul la nimic. Trebuie să fii la mâna lor, să faci ce zic, cum te execută, să faci ce zic ei. Asta contează să mă rog la Dumnezeu, la biserică acum, un pic cât am timp până nu plecăm. Nu știu dacă apuc să le fac ceva să mănânce. Am luat niște carni, am frigă două, trei, n-am mâncat. Am mai zis odată, n-am mâncat nimeni. Copiii mănâncă câte un pic, câte o gură, două, mănâncă mai mult lapte cu cereale, dulciu. Nu ne înțelegem cu ei și sunt și ei răciți. Au stat și iată noapte la Sipinitul la fel de zbrăcați, în papuș de casă, era un frig de groază. Mi se zbătea inima să iasă afară de frig, tremuram, dreptul, nu mai puteam. Și mai am niște pepi de pui. Așa îmi place să vă țin la curent tot timpul și adevărul că nu mi-i țin. Am niște piept de pui care l-am luat și nu știu ce aș vrea să le fac din el. Nu mai fript uscat. Dacă am timp să le fac cu toponiță sau să le fac cu orez, cum facem noi orez de la altfel separat și împreună, dar nu știu. E greu dacă... Chem pun masa, dacă fac mâncare și nu vine nimeni. Ale nu mănâncă, ursul nu mănâncă acum. Nu. Stau așa. Nu-mi vorbesc, nu mai nimic. Prieteni, nu știu cât de ceați că trebuie să plec. Am zis să vă vorbesc și un pic, să mai vă spun și eu ce mă doare pe suflet, ca să mă... să mă întreacă și mie. Nu vă mințim cu nimic, vă țin la curentul, n-am ascuns nimic. Că mai zic unii, multe comentarii zic că de ce filmăm acolo în față la arest. Da? Că de ce facem atâta scandal, că de ce povestim. Mulți zic să nu mai facem, să nu mai dăm detalii. Dar nu putem să ne abținem. Vă mulțumim, prieteni, încă o dată și vă doresc o zi plăcută tuturor. Să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate la toată lumea. Pa, pa!